Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Vă invit să încheiem săptămâna cu o scurtă trecere în revista principalelor subiecte ale ultimelor zile. Zilele acestea se desfășoară la Baku cea de-a șasea ediție a Azerbaijan International Insurance Forum. Evenimentul cel mai important pentru piețele de asigurări din Caucaz și Asia Centrală reunește peste 250 de specialiști din peste 25 de țări. Noile linii de business în contextul economic actual, asigurările property în zona Caucaz, asigurările auto și soluțiile IT pentru dezvoltarea pieței sunt doar câteva dintre temele abordate în cadrul forumului. Evenimentul este organizat de Azerbaijan Insurance Association împreună cu Media Exprim și se desfășoară cu sprijinul oficial al Ministerului de Finanțe al Republicii Azerbaijan. OmniaSig Vienna Insurance Group a înregistrat în primele trei luni ale acestui an prime brute subscrise în valoare totală de 238,07 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de 23,95% față de aceeași perioadă a anului trecut. Realizările începutului de an dovedesc că toate măsurile de eficientizare a activității, portofoliului și costurilor pe care OmniaSig le-a luat anterior au avut efect și au produs rezultatele așteptate. Ne menținem dezvoltarea sănătoasă și prudentă privind cu optimism anul 2015, atât din perspectiva evoluției companiei noastre, cât și a întregii piețe care a manifestat semnale de reașezare în acest prim trimestru, a declarat Mihail Tecău, președintele directoratului OmniaSig VIG. SRBA Broker va miza pe sectorul corporei după finalizarea tranzacției cu Renomia, pentru că în această zonă se va da adevărata luptă profesională, iar noi chiar ne pricepem la asta, a declarat Gheorghe Gra, directorul general al SRBA Broker, într-un interviu pentru unuasic.ro. Conform acestuia, portofoliul actual al SRBA este de peste 60% corporate. Chiar dacă în prezent asigurările de viață reprezintă doar 3% din totalul intermedierilor realizate de broker față de 97% asigurări generale, în perioada următoare brokerii vor acorda o mai mare atenție acestui sector de business, consideră Ștefan Prigoreanu, CEO Millennium Insurance Broker. Acesta se așteaptă ca volumul asigurărilor de viață intermediat de broker să crească în condițiile în care este o formă de asigurare bine comisionată. Chiar și Millennium Insurance Broker dorește să-și majoreze businessul pe acest segment. VeraSig a deschis pe 22 iunie la Constanța primul birou dedicat persoanelor fizice. Modul de funcționare al acestuia are la bază un concept diferit dezvoltat pentru a răspunde necesităților tot mai multor clienți persoane fizice de a avea suport în caz de daună, de a-și recupera rapid sumele asigurate și de a-și reduce semnificativ cheltuielile aferente. Un număr de 6 companii de asigurări de pe piața locală au primit în primele 5 luni ale acestui an infuzii de capital în valoare totală de peste 262 de milioane de lei de la acționarii străini, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele 6 companii sunt Unica, Euroins, AXA, Asirom, Signaliduna și Asito Capital. Cea mai mare majorare de capital social a fost la compania Unica Asigurări, injecția grupului străin fiind în valoare de 116,61 milioane de lei. Acestea au fost știrile săptămânii la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Un weekend minunat să aveți!